Spre deosebire de Hamas, unde grosul forțelor pot fi închise, ca într-o conservă, în fâșia Gaza, Hezbollahul este o forță care acționează deschis. Este mult mai periculos Hezbollahul pentru că poate primi arme la vedere, practic, din toate părțile, ceea ce se și întâmplă, și pentru că poate lua decizii aparent democratice, pentru că este o armată regulată, foarte consistentă, alcătuită din peste 100.000 de oameni foarte bine instruiți și o armată bine antrenată și bine dotată. Deci să nu neglijeze Israelul pericolul sub nicio formă, pericolul care vine dinspre Liban.